Începută cu o jumătate de oră mai târziu decât se stabilise inițial, festivitatea dedicată elevilor de clasa 8-a ai Școlii Academician Marin Voiculescu a fost una emoționantă pentru toți cei prezenți, dar mai ales pentru profesorul dr. Mihai Voiculescu, fiul academicianului. Noi suntem foarte atenți ce se întâmplă cu tineretul. Chiar ne pasă, chiar dorim, nu numai să împărțim premii, dar vrem să ajungeți oameni. Și ceea ce dumneavoastră ați văzut despre viața tatălui meu poate fi repetat. Alături de profesorul dr. Mihai Voiculescu a fost prezent și omul de cultură Radu Varia, recent ales membru de onoare al Academiei Regale Scoțiene. De asemenea, printre cei prezenți au numărat primarul Nicolae Barbu și deputatul Liliana Ciobanu. Pentru prima dată din anul 2008, atunci când școala a primit numele academicianului Marin Voiculescu, șeful de promoție a fost băiat. Îl cheamă Bogdan Marius Stan, a absolvit gimnaziul cu media 9,97, iar biologia a fost singura materie care i-a dat bătăi de cap. Vreau să merg la Liceul Național Ion Maiorescu pentru Matinfo. Este dorința mea, mare parte. A fost și o mândrie atât pentru tine cât și pentru colegii tăi, nu? Să aibă un șef de promoție, poate? Da, colegii m-au felicitat și a fost frumos. Tu cum te simți? Foarte bine acum că s-a terminat anul, dar totuși să îmi pierd colegii, îmi pierd profesorii care m-au îndrumat atâția ani. Pe lângă predarea ștafetei și a însemnelor claselor a 8-a pentru clasele a 4-a și a unor momente artistice, au mai fost prezentați șefii de promoție și s-au acordat diplome de excelență, după care s-au premiat cei mai buni elevi ai școlii. Directorul Nicoleta Niculae a mulțumit tuturor celor care au pus umărul la reușitele de pe plan național, cei mai importanți fiind considerați elevii. Ați schimbat numele Școlii Academician Marin Voiculescu în renume prin prezența voastră la olimpiade, la concursuri, la competiții sportive, la festivaluri și sărbări școlare și la emisiunile de televiziune. Tocmai de aceea, desemnarea unui singur șef de promoție în acest an școlar a fost un demers dificil. Mihai Voiculescu, cel care conduce și Fundația Academician Marin Voiculescu, susține că anul viitor, printre premiile obișnuite care vor fi acordate, va fi și unul pentru merite sportive, dar fiind faptul că tatăl său a fost campion la decathlon și a iubit în mod deosebit mișcarea și sportul.